Senatul a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii sănătății mentale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice. Propunerea legislativă are ca obiect instituirea programului Săptămâna Conștientizării Depresiei Postpartum, acesta fiind unul din eforturile pentru îmbunătățirea practicilor în jurul sănătății mentale materne în România. Conform legii, mamele postpartum vor fi adăugate ca beneficiare ai programelor științifice, medicale, educaționale și sociale. Sănătatea psihică a mamelor este un aspect important în viața de familie pentru a oferi copiilor o viață liniștită, plină de iubire și un mediu de creștere sănătos. Astfel de inițiative legislative sunt necesare pentru dezvoltarea României și bunăstarea copiilor, a precizat senatorul PNL Maramureș Cristian Niculescu Țigârlaș. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților for decizional în acest caz. Instituirea programului Săptămâna Conștientizării Depresiei Postpartum are ca scop prevenirea, identificarea și gestionarea tulburărilor de sănătate mentală, perinatală și postnatală, prin organizarea unor campanii de educare a populației și de promovarea metodelor de bune practici pentru creșterea gradului de conștientizare a acestei stări.